toate aceste nume sunt, de fapt, aur. Deci o diferențiere, spune Upanishad, în nume și nu una în realitate. Diferențierea dintre aur, un inel și un cercel este aceea de nume, dar nu de conținut. Aur este și unul, aur este și celălalt. Brahman din Ajati cu Brahman din... Da? Brahman Ajati. Brahman Ajati. Așa. Și Brahman. Deci, dacă... Aurul din colier și aurul din inel... Tot aurul este. Tot aurul. Un singur aur. Acum, făcând excepție de... de faptul că sunt aur de mai multe feluri, da? Mm-hmm. Aur. Da, sunt aur. De 12 carate. Mm-hmm. Pentru un anumit de înțelegere, e foarte bine că, de exemplu, tot Orientul e plin de atâtea școli în Orient. Care e atât de vechi, nu? Care e orientat, da. Da. Și chiar dacă cultivă sinele și credința în sinele interior și meditații puternice pe sinele interior și în meditațiilor mantrele astea cu Soham, eu sunt acela, eu sunt acela, eu sunt Brahma, nu? Da. Dar în același timp cultivă, adică în part metodic există elementele. Lemn, metal, apă, pământ, foc, nu știu ce. O întreagă școală cu eneagrama și... Ce? Eneagrama. Care... Lumea de aici știe despre ce vreau, mă rog. Adică ți spune milioane de lucruri despre individ, despre ceilalți din jur, despre cum te relaționezi cu toți ceilalți și... Când există această multitudine de persoane în societate, apar o mie de științe de... care se ocupă de relațiile dintre persoane. Nu mai zic psihologia, nu mai zic câte și câte. Subtilități sunt răsanalizate. Adică la infinit merge treaba asta, nu are limite. Mai e la infinit întotdeauna. Da. Nu cunoaște. Ea vrea să există la infinit. De fapt, ea vrea să copieze pe Brahma. Dar în ce măsură să le chiar orientalii? Chiar orientalii, deci care au la dispoziție cunoașterea asta și folosesc zilnic meditație mantrele cu Soham și asta. E, nici ei nu înțeleg că sunt Brahma, să nu mai fie așa ceva stufos în... Din păcate nu. Deci nu tot... Ce înseamnă Orient, înseamnă și înțelepciune. Deci nu toți. Normal că s-au născut acolo multe crete. Eu sunt acela, eu sunt Brahma. Spun acest lucru, nu înțeleg sau ce vreți să spun? Păi asta îl spune și Karma, nu respiri zilnic. Respirația înseamnă Soham. Da, știu. Da? Păi... Nu sunt toți interesați și din contră, în Advaita foarte puțin și în India. Foarte puțin, foarte puțin și majoritatea dintre cei care sunt interesați sunt călugări din ordinul Dasanami Sampradaya. Nu sunt interesați, dar vă întreb încă o dată, nu sunt sincer sau n-au înțeles cum să nu înțeleagă? Dacă ei repetă mereu, eu sunt acela. Maia, cu amare. Acolo. La noi, cel puțin, nu toată lumea se trezește în asta, de când s-a născut și până dispare, să zic, planul ăsta fizic manifestat. Nici ei nu știu foarte mult că ei... La noi nu prea să respirația spune că eu sunt acela. Când expirie sau când expirie, da. Soham. Da. Poți să-l emici mental și, adică, să fii conștient mental de Soham este eu sunt acela sau eu sunt el. Eu sunt acela, adică Brahman. Eu sunt Brahman, eu sunt Brahman, eu sunt Brahman. Respirația ți-o spune și tu n-auzi. Deci lumea nu are cunoaștere mentală. Ce se vede. Deci acum suntem ziua. Da? Acum e zi. Deci cei trei zei, mai ales Shiva, e foarte important pentru căutătorul spiritual, pentru că el, Shiva, poate să-i pună capăt, să distrugă ignoranța. Da? Așa ar trebui luat aspectul ăsta din Shiva care se ocupă, are o sabie specială acolo și dă cu ea. Când dă, eu nu mai dau dumneavoastră. E dar lui, eu sunt gluma lui.
Noi toți suntem o glumă. Păi, deci, el se ocupă și cu tăierea, retezarea ignoranței. Cu Vishnu, o să fii suspect. E suspect, așa că el întreține. Și el întreține și aspirația, căutarea, da? Nici cu aia, nici cu aia, nu-i pune capăt. Dar Shiva, măcar, poți să înțelegi, când spui Shiva, distrugătorul ignoranței mele. Hai! Și te rogi la el să-i pune capăt odată. E nevoie să te rogi? Când e nevoie, e nevoie. Când nu e nevoie, nu e nevoie. Depinde ce înțelegi, că ești un individ care se roagă alt individ, nu pe Shiva? Sau ești pe Brahman care... Te rogi la tine însăți. E, n-ai cum, asta e... Păi n-ai cum, dar așa... Așa sunt la zei. Dacă și te apuci să te rogi, te cui te rogi? Dacă ești Brahman. Nu mai are rost. Totul are rost că te sunt doi. Când e unul singur, cine se roagă, cui și de ce? Dumneavoastră vă rugați. Mă rog de oameni să înțeleagă. Dar aveam tot perioada când vă rugați. Da. Ignorați acțiunea și lucra. V-ați rugat de ea să plec. Da, mai acum pot să spun, am dialoguri. Avem, eu cu Ișoara avem dialoguri. Am. Eu, Ișoara, care sunt tot el, avem un dialog în... Ce v-a spus ultima dată? Ce secret v-a dezvăluit? Secretul că nici el, nici eu nu stă real. Da. Eu vreau să vă întreb ce se întâmplă sau cum puteți să-mi răspundeți la partea de meditație sau de somn, partea când dormim. Știm că suntem luați la niște școli. Deci aș vrea să mă răspundeți dacă e real sau e iluzie, pentru că noi primim tot felul de mesaje mentale, deci fără astral. Adică la mine cel puțin, au început de vreo 2-3 ani mesajele mentale și vizuale, ca să zic așa, adică scris nume personalității, entități, să zic așa, avatarii, cosmici, chiar e maestri spirituali. Anul trecut mi-a apărut Yogananda și Shivananda și îmbrăcați în portocaliu. Și acum de curând, de două săptămâni așa, deci eram în somn profund, nu aveam de unde să știu și nu citisem absolut nimic, nu știam absolut nimic. Mi-a apărut Sri Aurobindo, deci dânsul vorbea și din spate, de undeva din spatele unei cortine, exact așa o indiancă a venit la mine, eu fiind în ultim, adică de-abia intrasem în sală, eram departe de tot, abia. Așa și a venit la mine, s-a uitat în ochii mei, de fapt între ochi, Najna, și mi-a dat un nume. Și mai multe întâmplări din astea care mi se tot întâmplă și nu știu cum, acum ascultându-vă și înțelegând anumite chestii, bine, ce mai știam dinainte și cu așa, deci până la urmă, sunt reale, sunt închipuiri, sunt, cum să spun, pentru că eu simt ca și cum ar fi real, deci trăind în mai multe locuri, în mai multe dimensiuni, în același timp. Eu, cel puțin, am... Păi nu, nu, dar, deci, da, e ca și cum aș ști peste tot, nu că sunt mai mulți. Deci, ca și cum aș atinge o arie mai mare de... Mai mare sau peste tot? Sau peste...